M-am gândit foarte mult cum ar trebui să încep, dar excelențe nu prea merge în creștinism. Iubiți frați și distinse surori, sper să fie și politic corect, acceptabil, dar m-am gândit la o spusă a una dintre marii părinți ai Bisericii Ortodoxe, sunt Ioan de Cronstadt, care zicea tot timpul, iubiți păcătoși, dintre care cel din tâi fără îndoială sunt eu, Vă mulțumesc frumos pentru onoarea pe care o faceți lui Iisus Hristos de a socoti că un timp acordat unui mic dejun cu Hristos nu dăunează grav sănătății. M-am gândit foarte mult de unde să încep mesajul meu de astăzi și în primul rând aș vrea să vă spun că sunt onorat că binecuvântarea Părintelui meu Patriar și al Bisericii Ortodoxe Române și a României întregi de fapt, a preafeliciului părinte Daniel m-a luminat și mi-a îngăduit ca astăzi să fiu aici, nu doar în numele meu, ci al creștinilor de rând, a care vor să spună celor care sunt în Parlamentul României că întotdeauna este loc de mai mult Hristos. Că de fiecare dată când împărțim România în culori și felii, riscăm să o rupem de Hristos. Că Hristos este semnul păcii și al unității. Și că nu întâmplător, Liturghia Ortodoxă începe spunând cu pace Domnului să ne rugăm. Remarcați, e cu pace Domnului, nu Domnilor să ne rugăm. Arătăm prin aceasta unicitatea Domnului Hristos și mai cu seamă că la Domnul nu se poate intra decât în pace. Am să vă citesc un text pe care sunt convins că știți foarte bine. E un fel de abecedar al creștinismului, în Evanghelia de la Matei 25, versetele 31-46, știu, unii se miră că preoții ortodoxi știu să citeze corect din Scriptură. Nu e cazul. Este un text care ne spune așa, vorbește despre venirea Domnului Hristos în slavă, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga, atunci regele va zice celor de-a dreapta lui, știți bine textul, sunt convins, veniți binecuvântații tatălui meu, de demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine atunci cei neprihăniți îi vor răspunde Doamne, când te-am văzut noi flămâni și ți-am dat să mănânci sau fiind dusete și ți-am dat de băut când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat știți textul, sunt convins țineți minte și reacția neprihăniților dacă știam că ești tu, o rezolvam repede nu v-am citit Evanghelia aceasta la întâmplare în 27 februarie 2022 la trei zile, patru zile, de la începutul războiului împotriva Ucrainei, a fost Evanghelia care s-a citit în toate bisericile ortodoxe. În toate bisericile ortodoxe, indiferent de limbă, de cultură și de țel. Sunt curios cum va fi fost tradusă Evanghelia aceasta în zilele acelea la anvoanele care au binecuvântat tancuri, care au binecuvântat atacul împotriva unor creștini botezați în aceeași cristelniță, în aceeași limbă, cu aceeași tărie a mărturisirii de credință. Sunt convins că a fost greu. De aceea vreau să-mi îngăduiți să spun că astăzi am un singur regret, că nu mi-au luat peste reverendă vesta de voluntar la Crocea Roșie. Pentru că a doua zi am simțit nevoia să. a doua zi după începerea războiului, m-am îmbrăcat în voluntar la Crocea Roșie pentru că am simțit nevoia de a spune: Acum vă știm flămânzi și încercăm să vă dăm de mâncare, vă știm speriați și încercăm să vă dăm pace, vă știm alergați și încercăm să vă oferim odihnă, vă știm triști și încercăm să vă redăm zâmbetul în numele Bisericii Ortodoxe Române, tâlcuirea acestui text al Evangheliei a fost că dis de dimineață fiecare ofițer de frontieră a fost dublat de un ofițer al Bisericii Ortodoxe rămâne dublând paza pământului cu cerul. Și ne-au confirmat frații ucrainieni că peste tot unde au văzut un ofițer român cu semnele tricolorului pe braț, lângă un preot purtând crucea, sau lângă un frate ținându-și la piept Biblia, au simțit că sunt în siguranță. Pentru că nu e așa? Pacea înseamnă Isus Hristos. Și unde este Isus Hristos, nu poate fi niciodată război. Nu poate fi niciodată nepace. Pentru că m-am gândit mult că avem de-a face cu cea mai impresionantă tâlcuire a Evangheliei. Evanghelia slujirii aproape lui la nevoie și cu nevoie. Am citit și eu, deși mă abțin câteodată de pe Facebook, teoriile că unde sunt săracii noștri care trebuie ajutați, trebuie protejați, ai noștri. Cine ne-a oprit? Când au ajuns primele autocare de copii la Sibiu, au ajuns copii din zona Herței, care vorbeau românește. Asta doar așa spre amintirea publicului și spre informarea unora care cred că uităm. Și copiii ne-au mulțumit pe românești. O leacă stâlcit, dar mai frumos decât noi. Că n-au zis mersi, ceau, thanks. Au zis mulțumesc. Și ne-au pupat. Cea mai mare onoare pentru toți colegii mei care în vremea aceea am acționat în prima linie, fie de cale ferată, fie de autocare, a fost să primim pupicul copiilor ucrainieni. Nu știu dacă este o distinție mai mare, dar am înțeles atunci că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, înseamnă de fapt să luți împotriva războiului. Există o singură putere, puterea de a salva și există o singură onoare, onoarea de a ajuta. Spunea un scriitor american, John Ruskin, mort la 1900. Prevăzător omul. Ne-a tras atenția că, de fapt, lumea noastră este constituită din onoruri mai mari decât ne dă lumea. Și că în sine a ajuta, a salva, înseamnă, de fapt, a-L onora pe Dumnezeu. Și nu există alt mod de a fi creștin decât onorându-L pe Dumnezeu. Dacă faceți un exercițiu minimal într-o lume digitalizată nici nu foarte greu, de a căuta cuvântul război în Sfânta Scriptură, veți vedea că sunt 471 de versete care vorbesc de război și doar 61 care folosesc cuvântul pace. Între 61 de versete și 471, de unde luăm alte versete de susținere? Soluția este simplă. Iertarea are 20 de citări. Slujirea are 18 de citări. Aproapele are 65 de citări, iar ajutor, în diferite forme, are 197. Și când nu mai avem de unde lua cuvinte umane, e suficient un singur nume, Iisus Hristos. El acopără toate versetele dintr-un început până în sfârșit, de la alfa, la omega. Și atunci m-am gândit că, de fapt, misiunea noastră astăzi este să le spunem oamenilor că nu doar în virtutea mandatelor noastre sociale suntem alături de ei, nu doar pentru că avem un vot sau nu-l avem, nu doar pentru că primim aplauze sau nu primim aplauze, ci pentru că suntem ai lui Hristos, suntem alături de ei. I-am auzit pe unii spun, ăștia ne-au dușmănit, nu ne-au iubit. Și a spus, contează cel mai puțin, cel mort pe cruce, cruce dușmănit și neiubit, a strâns în brațele lui pe toți cei care au avut nevoie, mai ales pe noi. M-a întrebat cineva de ce sunt atât de încăpățenat să susțin cauza aceasta a ajutorării ucrainienilor pe teritoriul României și am spus-o, sunt nepotul unei bunici din Maramureș, care a fost trimisă să moară la Budapesta timp de 2 ani de zile și întoarsă în țară, a mai fost condamnată la un an către Rusia sovietică. Fruntea mea a fost hirotonită de un mitropolit aflat în exil în propria lui țară, de mitropolitul Antonie Plămădeală, un basarabean a ajuns mitropolitul Ardealului, care a răspuns că România este a noastră, nu e a altora. Aș putea să la lacrimile bunicii sau brațele arhiereului care m-a hirotonit în numele cui mi s-ar putea cere acest lucru. Și m-am aminte -am că, de fapt, pacea pe care o căutăm nu este doar o pace cu steaguri, cu cântece, cu fanfară, cu paradă, ca unul care a gustat din gustul morții de dincolo de graniță, va trag atenția. Și încheiat războiul va mai dura va timp, mult și dureros. Am văzut copii răniți, am văzut mame care și-au pierdut copiii, am văzut ostași care și-au pierdut demnitatea și alții care și-au câștigat-o luptând până la capăt. Am văzut orașe dărâmate, și oameni înălțători în orașele de rămate. Știu bine că pacea la care va trebui să colaborăm după ce se încheie totul, că nu e așa, doar binele este fără sfârșit, răul întotdeauna are sfârșit, va fi nevoie de, deci, în pacea aceasta să ne implicăm cu toată suflarea noastră, cu toată dragostea noastră și cu toată bucuria noastră. Îmi în câteva citate să vă citesc, mi adesese în câteva texte majore, îmi dau seama că de fapt nu contează. Ceea ce contează este să știți că Domnul Hristos ne trimite în întâmpinarea acestor oameni nu doar în numele păcii, nu cum dă lumea pace, vă dau eu vouă, ci în numele apostoliei prin care pacea se întrupează în bine nu există niciun verset în Sfânta Scriptură împotriva binelui, împotriva mângâierii celui trist, împotriva încurajării celui care are nevoie de încurajare. nu nevoie să deschidem Scriptura, să ne argumentăm aceasta. Ridicați ochii și priviți spre Hristos cel răstignit, care a înviat șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină să judece vii și pe cei morți dintre cei vii în aceeași măsură. Cei care cred că pot fenta, că pot șmecheri Scriptura, că pot aduce argumente că sunt creștini, dar mai încolo, mai cu grijă. Țineți minte, în pildele lui Solomon este un verset care a spune așa, Cel ce clipește din ochi, ca să nu zic că face cu ochiul ce că o, o dregem noi, o facem noi, va fi pricină de supărare. Iar cel care arată cu inimă bună, se arată cu inimă bună, se așa, în acela se așează pacea. Ce ne cere Hristos este să avem o inimă bună. Ajunge clipitul din ochi, sfărăria, semnale lască-o dregem și pe asta, o facem noi să meargă nu există decât o alianță unică între inima noastră și Isus Hristos. Celelalte omenești cad, se rănesc, sunt zdrobite. Aceea între inima noastră și inima lui Hristos nu poate fi dărâmată niciodată de nimic. Există o poveste pe care o spun foarte des în conferințe și sper să nu vă supăre dacă o reauziți. Se spune că într-o cetate, într-un sat din Munții Alpi, la un moment dat, bombardierele americane care au ratat ținta Parisului au trebuit să se descarce de bombe pentru a putea să zboare mai ușor către casă și au lansat bombele în zone presupuse nelocuite. Una dintre bombe a căzut peste o mică biserică a unei parohii din Munții Alpi. Nu s-a dărâmat mult, un pic acoperișul, cum au zis frații moldoveni după ce a căzut racheta rusească, o leacă de geamuri s-au spart, o leacă, o aleacuță. Și în contextul acela au constatat, în schimb, că au și o mare pierdere, aproape ireparabilă. Mâinile statuii Domnului Hristos, care îi binecuvântau pe ei tot timpul, au căzut, au fost frânte. De unde să ia lemn nou la o statuie făcută în secolul IV? Au sunat, s-au chinuit Ate cu război, ei continuau să caute soluții la brațele acestea pe care să le monteze Mântuitorului și să-și refacă statuia. Experți de pretul timp de oameni, n-au găsit nicio soluție. Până când, într-o zi, doamna care făcea curățenie în biserică, a curățat pe acolo și dintr-o dată a făcut ochii mari și a început să tragă la clopoțel și l-a chemat pe Monsieur Cure, pe paroc, și a zis, Monsieur Cure, haideți că am găsit soluția pentru mâinile statuii. Toți sunt nebuniți, oh, vai, extraordinar! S-au strâns, într-adevăr, a ajuns preotul acolo și el a constatat că, într-adevăr, a găsit soluția pentru brațele statuii. A chemat toată comunitatea și au citit împreună ce scria pe socul statuii: Fiți voi mâinile mele. Fiți voi mâinile mele. Când se apropie săracul de noi, fiți voi mâinile lui Isus. Când vine către noi ucraineanul sau rusul din prima linie care moare de foame, fiți voi, mâinile lui Hristos. Fiți voi cei care îmbrățișează, fiți voi cei care binecuvântează, fiți voi care apără și care întăresc în credință bucuria celorlalți de a fi ca oameni. Nu avem un Dumnezeu negociabil, nici cu istoria, nici cu legile umane. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înviat. Și pentru aceasta, chemarea lui de a fi mâinile lui înseamnă fiți voi ca Dumnezeu. Cum spune Scriptura? Binecuvântați fie dăruitorii de pace. Taina aceasta am învățat-o în zilele ce au trecut. Am învățat fundamental că suntem prea săraci ca să mai facem pe deștepții. Noi, săraci, am mai fost. Cu bogăția nu ne-am descurcat noi. Din bucata noastră de pui ne putem oricând hrăni pe oricine. Mi-ar place să vedeți din când în când cuvintele către unui primar de prin Herța, dinspre Cernăuți, dinspre Chiev, mulțumind cu ochii în lacrimi unui popor pe care nu l-au cunoscut vreodată că este mâna întinsă a lui Dumnezeu. În numele lui Isus Hristos vă rog, deschideți-vă inima și înțelegeți eu cred că noi de la începutul războiului ne-am rugat și am zis, Doamne, ajută-ne să facem bine și să iubim ca să nu ajungă războiul și peste noi. E modul nostru de a lupta, de a cere lui Dumnezeu, apără, ne păzește și ne miluiește. Cu harul și binecuvântarea ta, ca niciodată, în nicio situație, să nu uităm ai cui suntem. Iar noi știm suntem ai Domnului Isus Hristos. Indiferent în ce limbă am vorbi, indiferent ce ediție a Scripturii am avea la îndemână, versetele fundamentale sunt aceleași. Iar Tatăl nostru e Tatăl nostru. Și pace tuturor e pace tuturor. Nu vă excludeți când e vorba să facem binele. Îndrăznesc să vă spun că vă mulțumesc. Vă mulțumesc acolo, pe Tisa, acolo, pe Siret, acolo unde ne-am întâlnit în dese rânduri unii cu ceilalți, am semnalizat și am știut suntem creștini și asta ne îngăduie să fim oameni de omenie. Vă mulțumesc!